Astăzi ne întâlnim iarăși la rubrica Calitate în bucate și astăzi vom atinge subiectul brânzicilor glazurate. De ce am decis noi totuși să atingem acest subiect? Fiindcă ele sunt o abundență mare pe rafturile din magazinele noastre. Asta e unul, dar este cumva foarte des procurat de către mămici și oferite copiilor și nu numai, chiar și mămicile. Și noi câteodată luăm una la cafea, de ce nu? De obicei mai mult preferăm brânzicile glazurate, că avem și glazurate și fără glazură, fiindcă au ciocolata cea deasupra și copiii unii chiar mănâncă ciocolata deasupra, iar brânzica o lasă. Haideți să vedem totuși câte de bune ele sunt, aceste brânzici. Ele sunt naturale, care ar trebui să fie componența lor și cum ar trebui noi totuși să le procurăm și la ce să atragem atenția. Vreau să vă zic, conform standardelor, brânzica glazurată trebuie să conțină în ea doar brânză proaspătă de vaci, unt, zahăr și, dacă mai adăugăm, stafide sau fructe uscate. Atât. Dacă vorbim de glazură, înseamnă că glazura trebuie să fie dintr-o ciocolată naturală sau unt de cacao natural, fără adăugare în ele de ceva conservant. Însă, analizând toate aceste brânzici glazurate, eu cumva mi-am pus mâinile în cap, fiindcă am zis, wow, ce totuși mâncăm noi. Dacă e să vorbim, putem așa să clasificăm aceste brânzici în două categorii. Brânzici care au un conținut bun de brânză, într-adevăr, au brânză proaspătă de vaci, cu unt, cu zahăr și da, am găsit în ele conservanți, acidul citric și tatric, dar ele sunt conservanți, să zicem, naturali, benefici, adică un pic, adică să zicem, acidul citric duce la cariile dentare la copii, dar de fapt ele reglează aciditatea în brânzici și, nu, și cumva le păstrează să nu se mucigăiască, să nu apară acele bacterii. De fapt, am zice că e ok cu conținutul acestora. Dar în unele brânzici, totuși am găsit masă de brânză, ceea ce înseamnă că dacă e 80% este brânză, restul alte adausuri, din 80% de brânză, brânză proaspătă avem totuși 20%, iar 60% de păcate este produs de brânză, care este un produs absolut nenatural, care conține grăsimi nenaturale și nu se asimilează de către organismul nostru. Aici mi-a venit în gând, hai să compar acum glazura, ce se întâmplă cu glazura. Chiar și în produsele, să zicem, în brânzicile glazurate, care au brânză naturală înăuntru, au unt, glazura mai la toate, să zic chiar la toate, este un șoc alimentar pentru organism, deoarece ele în primul rând sunt făcute din ulei hidrogenat de palmier. Iar uleiul de hidrogenat de palmier este un ulei cancerogen. Dragi mămici, nu cumpărați brânzici glazurate. Iată, din acele care le-am aici, chiar nu se merită niciunul de procurat, doar din cauza glazurii. Putea face altfel, să luăm glazura și să-i dăm doar brânzica în acel produs în care brânza, într-adevăr, este naturală. În afară că glazura aceasta este nenaturală, conține acel ulei hidrolizat, are foarte, foarte multe aromate, aditivi și emulgatori, care nu se merită să le consumăm, să distrugem tractul digestiv, să facem alergii și alte nebunii organismului nostru. De aceea, eu am zis așa, dăm brânzicile glazurate într-o parte și le preparăm acasă foarte ușor. Prin a lua brânză proaspătă de vacă, adăugăm un pic unduleț, un pic de smântână, puțin zahăr, cât dorim, niște fructe, niște semințe, niște nucușoare, facem o glazură noi, punem gelatină, facem o glazură noi, le formăm, le punem la congelator puțin, le glazurăm și iată și rețeta unui produs sănătos de casă. Dar aici mai avem și brânzici neglazurate. Și știți ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut că aceste brânzici neglazurate de fapt sunt bune, fiindcă sunt făcute din brânză naturală de vaci, au adaos de zahăr, stafidă sau adaos de caisă naturală. Deci, înseamnă că le putem procura noi. Foarte liniștit și să le dăm copiilor noștri. Așa că, în concluzie, vreau să vă zic că din asortimentul care îl avem astăzi de brânci glazurate, dragile mămici, nu procurăm nimic, dar din brânzicile care sunt fără glazură, chiar recomand. Și fiți atenți! Încă o dată, brânzica trebuie să conțină doar brânză de vacă, unt, smântână la dorință, zahăr și fructe uscate. Doar atât. Și asta va fi cea mai calitativă brânzică pe care o veți procura. Acestea au fost sfaturile pentru această rubrică. Ne întâlnim data viitoare cu noile sfaturi și informații foarte, foarte interesante.